A fost un task într adevăr interesant acesta pe care l-au primit fetele din cuplu. Unii au ales să joace acest rol ca pe o comedie, au făcut un moment funny de care toată lumea s-a amuzat, alții au dat o în drame și au ales momente mai triste, mai Emoționale într-adevăr, dar negativ pentru concurenți. Mă rog, fiecare a ales după sufletul lui, cum se spune, și ce și-a dorit. Mi-a plăcut și mie Elena, cum l-a imitat pe Albert, a fost destul de bine. De asemenea, Delia cu Antonia, când l-a imitat pe Cristian, tot așa au dat un pic în ușoară comedie. Da, într-adevăr, au fost momente de tot felul. Elena a fost cea mai apreciată și votată de către concurenții singuri din casă. Prin urmare, a câștigat acea ședință foto împreună cu Valentin și o ieșire la teatru. Evident, am văzut și faptul că Maria a fost foarte criticată pentru alegerea ei de a vorbi despre momentul acela în ceea ce îl privește pe Liviu, dar asta este altă discuție.